Igor Fricăuțan, reprezint administrația raionului Râșcani și sunt persoana de contact din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii Râșcani. Vă prezint echipa care a realizat evaluarea schimbărilor sociale-economice a femeilor din localitățile rurale în ultimii 3 ani. Prin filmare participatorie, suntem 4 persoane de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii Râșcani și 2 beneficiari acestui birou. Evaluarea a fost efectuată cu ajutorul organizației One Woman Moldova, Biroul Comun de Informații și Servicii Râșcani și Insight Shea în perioada 8-20 august 2014. Două zile de instruire, echipa noastră a deplasat în 3 localități ale raionului Râșcani, în satul Mihăleni, satul Petrușeni și satul Șaptebani, unde am lucrat cu 54 de persoane, formând 5 grupuri de femei și una de bărbați. În cadrul grupului, fiecare participant și-a relatat istoria sa. Din cele menționate, am aflat că în satul Mihăleni, femeile sunt implicate în afaceri de familie în domeniul agriculturii, iar în satul Petrușeni s-a combinat lucruri de bază cu afacerea de familie și în satul Șaptebani s-a implicat în proiecte social-economice, ce a dus la crearea personală. Filmele elaborate de participanți au fost montate de echipa noastră fără a modifica conținutul și imaginile. Varianta finală a celor 6 filme a fost prezentată în cadrul unei întruniri la Consiliul Raional Râșcani, unde au participat reprezentanți ai APL-ului, membrii biroului PCIS, reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriu, primarii ai localităților și membrii grupurilor care au realizat filmările. După vizionare, participanții și-au expus opiniile cu privire la schimbările sociale-economice a femeilor din localitățile rurale. Protagoniștii istorioarelor au rămas foarte mulțumiți de filmele realizate. Ca rezultat al analizei participatorii a istoriei prezentate, a evidențiat mai multe schimbări din viața femeilor, din care mai importante sunt inițierea afacerii, care ne-a demonstrat istoria doamnei Lidie din satul Mihălin și doamnei Svetlane de la Petrușeni. O altă schimbare din viața femeilor, care a fost promovare în muncă, pe exemplu, doamnei Natalie din Șaptebani și a doamnei Natalie din Petrușeni. O altă schimbare importantă este și implicarea activă în proiecte sociale, despre ce am aflat în istoria doamnei Valentine din Șaptebani și doamnei Natalie din Petrușeni. Atât în interviurile, cât și în istoriile prezentate, beneficiarii și-au expus opiniile despre factorii care au influențat schimbările în viața lor. Spre exemplu, cel mai accentuat a fost rolul familiei și necesitatea informării. Familia este importantă ca factor motivant și de încredere, ceea ce a menționat Tudor din satul Mihăleni și Svetlana din satul Petrușeni. Fără informare este imposibil de a iniția și dezvolta o afacere, de a se angaja în câmpul muncii. În acest context a fost menționat rolul a autorităților publice locale și prestatorilor de servicii din Biroul Comun de Informații și Servicii. Astfel, Natalia din satul Petrușeni a relatat despre organizarea cursurilor de instruire cu suportul Biroului Comun și Agenției de Ocupare a Forței de Muncă în domeniul croșetării pentru femeile fără serviciu. Continuând analiza istoriilor, am aflat că femeile se confruntă cu niște obstacole, dintre care sunt lipsa surselor financiare și sănătatea personală și a familiei. Ca exemplu, istoria lui Tudor, din satul Mihăleni, la care copilul are probleme de sănătate, atât și istoria Nataliei, care a suferit din cauza unei tragedii din familie. Istoria Svetlanei și Nataliei din satul Petrușeni redau implicarea femeilor în mai multe posturi de muncă, pentru sporirea bugetului familiei și evitarea plecării soților peste hotare. Vom fi foarte bucuroși dacă o să ascultați istorioarele și veți învăța ceva.